În sfârșit ești și tu mamă. Păi Andreea o cheamă Andreea Maria și am zis dacă mi-e tot așa de dragă și nevasta și ghibolița, măcar să aibă un nume comun. Nu-i voie să-o împing. Ce-ai mică? Lasă-o în pace. Na? Măriuca! Ce faci, iubită? Ia, fii atent. Un cadou pentru cine? Bună dimineața, Măriuca dragă! Ce faci, iubita? Ai primit un desert deja? Da. Început cu desertul? Da, ți-o dat desert. Uite-te la ea ce burtoc are. Uite-te, eu cred că gestantă. Nici nu mă gândesc că nu-i gestantă. Nici nu mai cheme ecograful la ea. Poate numai... Da, se aude buzuitoarea. Hai că... Se aude buzuitoarea. Uite-te încolo. Ce bate, doamne, în ce hal ai ajuns. Da, opa, ia că ridică coada când o atingi. Ia! Hei tu, trebuie și ție! Trebuie și ție leptic! E cât o capră? Un pic mai mare ca o capră normală. Da? Știi ce m-am gândit, dragă? Că noi în perioada asta, în perioada asta ne tot gândim, am o copii noștri, o crescut mari și cum ar fi să mai avem noi un copilaș? Ea nostru. Dar până la urmă, dacă te luăm câte un animăluț din ăsta și îl alăptăm, e mult mai simplu. În sfârșit ești și tu mamă. Păi da, și uite-te că o ghiboliță, un pui de ghiboliță nu-ți toacă capul vreo 18 ani de zile, că în câteva luni l-ai băgat pe fân și după aia îți dă, ai beneficii de la el, dar cu copii... Deci practic mai bine îți luai bivol de la început, nu mai pierdeai vremea cu copiii, nu? E, nu chiar așa, dar cu copiii poate aștepți o 40-50 de ani până zice hai tăticu să te ajut și eu cu oarece. Dar ce, bivolul vine vreodată să zică hai să te ajut cu oarece? Nu, dar deja de la 3 ani bivolul de lapte, dacă te ocupi de el. No, bine, glumim acum, eu facem glumă, 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 când suntem noi cei mai bucuroși părinți și recunoscători și știm cât de binecuvântați suntem. Deci, oameni buni, noi nu ne-a putut aține și bivolița aia, puiul de bivoliță ce l-am văzut la Darius în Sălaj, dacă n-ați văzut video, aveți video în descriere, o trebuie să o ducem acasă, că e atât de frumoasă și de scumpă, de doamne feri, zici că e o căprioară, atât de drăguță. Și o fă musai să o ducem. Să-ți văd ochișorii aia de căprioară. Ia uite-te la ea ce drăguț ai. Dar de să știi că deja mintea nașul și crescut de cât crescut, e la noi. O crescut. Crește grozav de bine. Și marele avantaj a fost că Darius o învățase deja la biberon. Și n-am avut chin. Ia. N-am avut de lucru în privința asta. Aseară am băgat-o cu caprele. Nu ți-e frică că o bat? Păi, am adus-o pe la 5 și am venit mai târziu să văd cum se comportă, știi? Stătea aici jos, liniștită, și doar ieduțele erau pe lângă ea. Și am zis, e bine, că nu erau caprele să facă, să dea cu capul după ea. Caprele cred că respectă bivolii pentru că o cunosc pe Măriuca, știi? Da. Păi au simțit-o ca miros, au zis, nu ne facem de lucru cu ea. Nouă ne-a plăcut foarte mult când am adus-o pe Măriuca acasă, chiar dacă avea 4 luni de zile, i-am dat lapte la biberon. Și copiii s-au bucurat extraordinar de mult să alăpteze și ei un animal. Avantajul era în perioada aia că aveam lapte de capră. Însă, acum nu avem lapte de capră, caprele noastre sunt toate înțărcate și trebuie să o hrănim cu lapte praf. I-am cumpărat lapte praf de viței. De fapt, am cumpărat două tipuri de lapte praf amestecate împreună
Așa ne-a recomandat doctorul, ca să nu aibă diaree la o tranziție, că până acum ea se hrănise cu lapte de bivoliță și de vacă. Și tranziția a fost bună, nu a avut deranjamente la stomac. Pare să fie foarte bună și liniștită la noi. Și ne bucurăm tare mult că am adus-o. Chiar ieri vorbeam cu Darius la telefon și s-a amuzat foarte tare de unele comentarii. Pentru că nu l-am descris pe el în video să spun cum e el, ce îi, l-a văzut fetele pe internet și a început să-l ceară în căsătorie. Până când am scris acolo în comentarii, bă, stați așa că Darius are 26 de ani, dar are nevastă și are 3 copilași, 2 și 1 pe drum. Deci, oh, ce drăguț! Nu, ne-a plăcut la el în vizită și cu siguranță o să ne întoarcem. Dacă ne-a primit. E, vedeți că oamenii harnici nu stau ei așa... Holtei. Teleleu. Da. Darius e dintr-o familie bună și asta se reflectă și în animalele pe care le are un om. După părerea mea, bivolița asta o să fie, după cum o văd eu, foarte, foarte, foarte blândă și foarte cuminte. Cred că o să fie și bună de lapte. Un motiv pentru care am adus bivolița asta de la Darius este pentru că e montată cu sămânță din Italia, de la bivoli de productivitate mai crescută. Și chiar dacă nu-i sezonul acum de a îngriji bebeluși de animale, de a îngriji vițeluși și eduți, acum a fost fătată și acum a fost de dat și ne-a ajutat Domnul, ne-a ajutat Dumnezeu de am reușit să o cumpărăm. Gata tu, că numai aer îți vine amun, dar nu-ți ajunge. Dar mai plăcea, ha? E gata, e gata, e gata. Scumpă, e gata, jucărie. Jucărie. Dar un pic de pân îi lipsește de aici, că la ea ar fi plăcut și un pic de... Tu stai dezavantaj, că am mutat-o de acolo în coace. Și acolo îi puneam o tavă și mai ciugulea din o tavă. Dar aici... Eventual aduci în partea asta, unde ai și ușă și o închizi acolo. Da, știi ce cred că fac? Și liberă. Știi ce cred că fac? Unghezi fac eu așa vestonul, bag aici o tavă și mă așez aici lângă ea și stau lângă ea zi și noapte. Eu sunt de acord. Doamne, cât e de... Uite-te tu, uite-te tu cam deja. Știi ce? Când am adus-o era așa foarte molcuță, era... Dar acum începe să prindă. Ei, ia, ce scumpă! Și începe să simtă. Ia, ia să-ți dau drumul să văd un chic puș după capre sau ce face. O prins iară țâța. O biberon? Opa, hai hupa, hupa, hupa. Dar nu mai am biberon, nu mai am biberon. Du-te și te joacă cu caprele. Du-te, du-te și te joacă cu caprele, du-te. Și faceți cunoștință. Ei, da, ce să fac cu tine? Că nu am să-ți mai dau. E gata, e gata. Eu și de ce nu o lași liber aici cu ele? Mai poate vine să mai mănânce și mă temeam că să nu-și bage capul pe aici capul. Și să se dar sucă. Dar nu cred că și nu cred că tu, dar lasă-mă în pace, tu nu mă căuta în buzunare, că în buzunare îți plinge bani, nu trebuie să iei tu bani. Ce să-ți spun? A fost o glumă, pentru că bivolița asta încă numai jumătate e plătită, cealaltă jumătate trebuie să-i o trimit la Darius. Bă, da, bă! Păi lasă țâța deoparte. Jucărie, jucărie, grasă, grasă. Oh, și pe tine te iubesc. Vai ce te iubesc, și pe tine te iubesc. Ce am, amu, ce faci? No, hai, spune-ne numele ei, nu știu dacă ai spus. Momentul ăsta cred că avem 3 bivolițe. Da, pe asta o cheamă Anuca. Și pe aia o cheamă Măriuca. Unii oameni s-au legat de noi, că de ce le punem la animale nume de oameni și de sfinți? Dar nu ăsta a fost scopul nostru. Păi Andreea o cheamă Andreea Maria și am zis, dacă mi-e tot așa de dragă și nevasta și ghibolița, măcar să aibă un nume comun. Și pe ea o cheamă Anuca pentru că simetria Anuca Măriuca. Că puteam să zicem Iambor și Vilmor și Mura Bumba. Și Zmeura și Bumba și alte nume, dar așa am socotit noi că pe când le-o pune împreună la jug să putem zice Cea Măriuca, Hăis Anuca, știi? Sună altfel. No, da, du-te tu nu mă lege pe ea. Asta mi-ar mânca de tu. Cred că ar trebui să-i pui mai mult lapte. Nu-i pun mai mult de 2 litri, că de acum la cât e mâncăcioasă îi,
trebuie să se învețe să mănânce o tavă. Următoarea etapă va fi să-i transfer, lasă-mi degetul în pace, să-i transfer laptele într-o găleată. Ce rog! În care, după ce îi fac transferul la găleată, să-i pot adăuga tărâțe și altele. Du-te că ești grasă, ești mâncată bine. Du-te. No, nu, că nu vrem să ne învățăm așa cu împinsul, ca păi ne împingem unul pe altul. Uite tu ce faină. Parcă e o căprioară. Dar ce vioaie, e foarte vioaie, îmi place. Auzi, când am scos-o din graz de la Darius, o zis Darius, no, am uimit tu ce-i face cu ea, cum îi băga-o, știi? Și am să văd dacă o-i putea încă o dată, că atunci, știi ce am zis? Du-te, mă, zic, și-a luat-o și-a... Ia uite, ghetă! Deja, mă! Bebelușul tău! Deci acum, mult mai greu am, o ridic. Hai tu încoace tu, să te văd. Ești tu mai obosit. Frumoasă! Nu, că o luat în greutate, vă! Eu cred că vă 10 kg o luat. 5 kg da, cel puțin. Am 10 kg. E mult mai greu. Păi era mică. Păi știu cât o fost de mică. Eu cred că o căzut, o crescut un la de palmă de când am adus-o. O crescut, serios că o crescut, dar nu cred că chiar atâta. No, ce zici? Ți s-a meritat umblătura? După Măriuca? După Anuca? După Anuca. Eu zic că da. Eu pe Darius nu l-am cunoscut față în față, dar de când am cumpărat-o pe Măriuca, au văzut video cu video-ul ăla și mi-a scris, am ajuns să vorbim și la telefon și am început să-i cer sfaturi ocazionale despre Bivol, despre cum să crește, că nu știam și părea omul foarte de treabă. În toamna asta, acum 2-3 săptămâni, mi-a scris Darius. Deși eu vorbisem atunci cu el și ziceam, bă, dar păi e o giboliță faină și de la tine mi-ar trebui un pui de biboliță, și ca să mă suni acum în noiembrie și să-mi zică, am o biboliță de dat. O, zic, țucuz, ce să fac eu cu un pui de biboliță amu iarna, zic. Dar, mă tăpresat, o zis cât e de faină, cât e de bună, de prăsilă, de ținut, că e cu montă de Italia și așa mai departe. Dar bucuria asta mică, bucurie, jucărie, sătule ești. Numai că te scot acolo afară și spun și o tavă. Peste noapte te mut cu casele, că e mai friguț, dar peste zi stai acolo să mânci o tavă, bine? Lasă-mi jejetul în pace, lingăcioasă ce ești. Tu ce părere ai? Te bucur că am adus-o? Da, mă minunez, e ce simpatică e cum numai după tine, dacă tot i-ai dat lapte, păi știi? Eu sunt tăticul ei. I-aș-o pus amprenta pe ea, ce tăticul? Tu ești mama ei, nu tăticul. Și tăticul, și iubitul, și tot ești eu, așa iubitea? Tu, jucărie! Deci, ia, te rog, ia camera de filmat și filmează cum stau tăți aici pe lângă mine. Ia, uitați-vă ce e în celălalt colț al camerei, în zona unde filmează Andreea, că... O găse caprele nasturiți, iar mânca... Mățu, tăță, s-a cis să urcă pe mine. Și în spate trebuie să filmez. Uite ce comențeți. Deci toate stau grămadă pe lângă noi. Cum să nu iubești animalele astea când sunt atâta de prietenoase? Dar am nevoie de nasturi, tu iubire. Am nevoie de nasturi. Ies toate afară dacă n-am nasturi. Hai să te văd, iubirea lui mama. Hai să te vadă. Tanti, mătușa, că eu nu pot să mă numesc mămica ei, că tu ești mămica ei. La mine vine tu, nu știu deci ce deci la tine, păi da, sigur nu dacă îi place. E da lapte. De mine îi place, ea pe mine mă iubește, ea. No. Anuca o cheamă și pe bunica lui Andreea și la cât îți de dragi și ei bivoli, nu cred că o să se supere că i-am pus numele ăsta. Am întrebat, o zis că nu se supere. Nu se supere. No, Anuca, dragă, prietine. Ideea e că noi le iubim foarte mult și le apreciem foarte mult animalele astea și e un nume la urma urmei, nu-i. Nu e un nume de hulă sau de barocă. Exact. Hai, Măriuca! Lasă-o să moartă, să povestească, căprița. Provocarea noastră rămâne însă faptul că avem o suprafață limitată de teren și
bivolița asta, oricât ar fi de mică și de drăguță, ea va crește mare. Și când va crește mare, va mânca multă mâncare. Dar ne-a ajutat Domnul, cred că ne-a ajutat Domnul, și până crește e mare, om avea și ce să-i dăm de mâncare. În cel mai rău caz, dacă nu om avea ce să-i dăm de mâncare, om scrie acolo pe YouTube, filmulețe umanitare, vai, nu mai avem la animale, trimiteți-ne, ajutați-ne, dați-ne. Dar noi sperăm să n-ajungem. Întotdeauna, nu ce? Sperăm să n-ajungem chiar așa. Iubită! Tu, iubită, tu! Vai cât ești de cuminte! Gata, Măriuc, așa stă acolo, ca și cum... Ați uitat de mine, mâncava rușinea. Stai, Măriuca, că viu eu la tine. Tata a văzut puișorul. Ce face puișorul? Ține fetiță cu minte. Ține fetiță. Nu-ți place pe căpușor? Îți place aici? Ce-ai acolo cu un năsuc curios? Hai să-ți dau un pupic. Pe năzucul acela moalea tău. Ține fetița cu minte. O fetiță cu minte aici avem. Vai ce blăniță pufoasă are fetița. Da, ce ai tu blănița să-i de pufoasă? De ce? Cum e blănița asta ta? Așa roscățică. Du-ți tu. Ce faci? Da, îți place la noi? Nu se-ți placă oare? Uite, ai acolo și o prietenă. Da, vă place, domnișoara Anuca, vă place? Oh, da, bine îți place. Vezi, nu trebuie să-i dau nimic. Că ea vine la mine, că îi place la mine. Nu știe ce zici, pentru că ea știe doar limba din Sălaj, nu și din Maramureș. Nu știe asta din Maramureș. Cum e asta? E la fel, aceeași limbă se vorbește și aici și acolo. Bombă! Ce ai aici? Ai țățuci? Ia că nu mișcă nimic. Cum de? Mai saltă la mine câteodată, dar păi, e blânducă tare. Ai văzut? Cu mine îi place mai bine. Da, cine-i bubulină? Anuca-i bubulină. Vai, cum ți-o transpira nasul. Caprele astea, bietele, să uită așa în zare și pe noi... Și pe noi cine ne mai iubește, amu? Așa zic. Tot lumea. O, ce fină e blana la asta. Oi, dar ce burtoc avem. De ceaiul, cât crezi că o să aibă? Cât trebuie să fete? Unu, sper, maxim doi. Da. Îți plac prietenele tale, vrei să-ți fac cunoștință cu toate. Nu vrei că te plictisești. Na, bun. Jucărie. Ni jucărie. Te jejetele mele. Nu ți-ai spălat gibolița. Gibolul. Să te bucur că n-am dus-o să dormă cu mie în pat, că atâta mi-e de dragă. Mă lasă, gata. Și mie mi-e dragă, foarte drăguță. Și știi că eu aș fi în stare să o aduc în casă. Mai în stare decât tine. Lasă că eu am dus-o pe Măriuc acolo la mămică ta în căsuță și nu le-a plăcut la oameni. Dar de ce? Ce treabă au avut ei? Că doar nu le-am dus în casa lor. Păi au scris unii în comentarii că am faci și tu casca, a dorit să fii faimos și de-aia este. Doamne, ce faimos ai ajuns cu cascadoria aia. De ce și câte Măriuc? Nici nu te mai poți duce pe drum. Da, toată lumea mă urmărește, paparazzi îmi fac pane la mașină. Ce faci, fetița? Da, cine are nasul umed? Cine? Măriuca. Dar păi pe tine când încep a pune mâna, eu nu mai termin astăzi dacă trebuie să-ți fac și ție masaj. Da, păi cum să-ți fac? Că tu ești tare mare, vai, că tu ești de frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Dai pupic. Ea nu dă numai limbă. Da, pupicul e ăla. Ăla-i pupicul, ioi, ce bine, îi place să... Da, hai, îi dragă. Că, știi ce? Am mai scos-o acum vreo două zile.
și o dat un pic cu capul după ea, știi, că o zis, cine e străina asta, ce vrea să facă, știi? Noi am plecat urechea la ce ne-a spus voi în comentarii, deși știam și noi că bivolului nu-i place singur. Și am crezut că pentru Măriuca e destul că suntem noi și o iubim și o îngrijim. Dar până la urmă ne-am convins că merită să aibă un companion. Măriuca va împlini 2 ani în aprilie 2024 și ea a crescut bine, că Diboli cresc repede, da? Așa crește și juninguța asta, exploratoarea noastră. Spuneți-ne neapărat să ne spuneți în comentarii ce părere aveți de puiul ăsta de bivoliță, că noi s-ar putea să fim părtinitori, că e a noastră, că ne-o place, că e drăguță, că nu știu ce, da? Sperăm să se și înțeleagă bine și să șadă bine în gard, să mănânce împreună. Uite-te tu că nu se mai împing. Acum caută, știi ce? Asta mică caută, o, că tu ești ca și mama, hai să mă lipesc de tine. Măriuca, păi nu interesează, păi e, da, ești pacin, îmi place, dar dă-te încolo, nu mânca mâncarea mea. Uite-te tu ce fain, înțelegem noi toți trei. Problema a fi acum dacă fată Măriuca o mânzucă. Nu mi-o bate pe iubita mea! Stai cu minte! Stai! Ai grijă! Du-te înapoi! Du-te! Vezi că eu-s prieten cu tine, dar nu faci prostii, că nu te las. Nu-i voie să o împing. Ce-ai mică! Lasă-o-n pace! Na! Așa! Nu-i așa. Place, nu-i place. Da? Să nu te vă convingi că dai de bai cu mine. Ai grijă. Așa faci să vă împreteniți. Că eu nu renunț la niciuna. E micuță, Daniel, îi pui și instinctul ăla matern, probabil că e și gestant acum, schimbări la ea și nu vrea să simtă alți pui pentru că intervine concurența aia. Da, 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 e ca și cum nu. O să fie prieten, dar când o să fie de aceeași mărime. Ne! Du-te acolo la este. Hai, hai să-ți dau porunca, hai. Hai, ce la porunca pe mai bine, dar... Du-te roată, du-te roată. Du-te roată pe după stâlp, du-te. Dacă vei ajungi mai bine, du-te, du-te. Du-te roată, du-te. Du-te roată, că nu așa să ia porumbul. Ia, ia porumbul, ia, ia, ia. Dar nu așa. Na, uite, aici ai locul ei. De fapt și de drept. Pentru că o să-i fac eu loc și Esle acolo lângă Măriuca. Dar deocamdată i-am pus niște otavă, uite acolo, nii. Într-o oală? Da, în oala aia am pus-o pe plină și-o mâncat din ea. Dragilor, foarte important dacă v-ați uitat la video ăsta, dați-mi un like, scrieți în comentarii ce părere aveți de echipa noastră, de nou animăluț adus în gospodărie. Noi vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare.